Bun găsit! Eu sunt Eli. Vă mai amintiți de Lisuca? Personajul din Dumbrava Minunată, cartea scrisă de Mihail Sadoveanu. De cine era însoțită fetița? De un câine, pe nume Patrocle. Iată ce scrie Mihail Sadoveanu în Dumbrava Minunată despre Patrocle. Patrocle era un boldei roșcat cu picioarele scurte și strâmbe și cu capul mare. Între ochii omenești sprâncenați, negri, avea adânci crețuri și anii și experiențele vieții îi încărunțiseră perii în jurul botului. Îndată ce văzu surâsul dudui Lisuca, se apropie și începu a-i linge mâna plină încă de șerbet de portocale. Mihail Sadoveanu a realizat descrierea lui Patrocle, scoțând în evidență însușirile fizice, dar și pe cele sufletești, așa cum reiesc din acțiunile lui. Să reluăm. Patrocle avea blăniță roșcată, avea cap mare, ochi sprâncenați, iar Mihail Sadoveanu adaugă și însușirea de ochi omenești, asemenea oamenilor. Avea picioare scurte și strâmbe, deoarece făcea parte din rasa boldei. Atunci când o linge pe Lisuca pe mână, ne dăm seama că îi plăcea șerbetul de portocale. Faptul că este bătrân este redat de Mihail Sadoveanu prin expresia îi încărunțiseră perii în jurul botului. Și era prietenos, se apropie încet, prietenos. Aceasta este descrierea realizată de către Mihail Sadoveanu a câinelui Patrocle. Îți propun să descrii un câine pe care îl iubești sau care îți place. Poate fi chiar câinele tău, dar îl poți descrie și pe cel al vecinilor, sau un câine maidanez care ți-a atras atenția. Iată câteva expresii pe care le poți folosi sau adapta. Blăniță catifelată, bot ca o biluță, ochi migdalați, un câine vioi, jucăuș, loial, ascultător. Acesta este planul compunerii pe care îți propun să o realizezi. Poți opri filmulețul, să citești care sunt întrebările la care trebuie să răspunzi pentru a dezvolta planul de idei, iar apoi, la final, îți propun să citești compunerea în fața colegilor tăi. Cu siguranță, aceștia o vor aprecia. Îți doresc inspirație. Pe curând!